Vin puțin, dar de foarte bună calitate anul acesta în Gorj. Specialiștii sunt de părere că vița de vie a trecut în acest an prin mai multe perioade critice, dar în cele din urmă licoarea obținută este de calitate superioară. Anul acesta este cantitativ mult mai mică față de anul precedent, dar calitativ în anumite zone a fost afectată de fenomenul de grindină în 2-3 reprize, în speță comunele Stănești, Lelești, Schela, unde au avut 2 reprize de grindină foarte în cantități mari și a distrus 70% producția de viță de vie, de struguri. Calitativ anul acesta în zonele unde nu a fost afectat de grindină, fiind an mai secetos, un calitativ mult superior, producția de vin este de o calitate superioară. În Gorj, producția de vin nu este semnificativă. Oamenii cultivă pentru consumul propriu. Nici soiurile întâlnite în Gorj nu sunt diversificate. În județul Gorj, totalitatea de vie este hibridă. Nu avem decât Răzles la Bălănești, 2-3 producători care au suprafețe mai mici de vie nobilă, care nu este înregistrată în sistemul național. În schimb, vecinii noștri din Vâlcea se bucură de hectare întregi de podgorii, unele introduse în circuit turistic.